săptămâna viitoare am zis că o să retrag cursa definitiv. Deci nu se mai poate circula. Pur și simplu, din cauza camioanelor de mare tonaj care frecventează zona, soliditatea drumului nu mai permite accesul. Și nu mai pot efectua cursa. La Consiliul Județean ați încercat să purtați o discuție? Am discutat în mai multe rânduri cu vicepreședintele Adrian Petre, care m-a asigurat că vor începe să repare drumul. De mai multe ori mi s-a comunicat asta, nu s-a întâmplat nimic. Situația este cunoscută de autoritățile locale. Mai mult, președintele Consiliului Județean dă asigurări că localnicii din Lopătari nu vor rămâne fără transport public în comun și că va sta de vorbă cu transportatorul. Consiliul Județean a anunțat că tronsonul de drum este pe lista drumurilor care vor fi reabilitate cu fonduri europene, iar în lunile ce urmează va fi lansată procedura de licitație pentru desemnarea constructorului care se va ocupa de reabilitarea întregului tronson de drum.